Fiecare om trece printr-o experiență, orice profesie ar avea, da? Asta o știm cu toții. O natură mai artistică alege să o și promoveze experiența, să o expună, să o povestească, să scoată din ea ce poate, sensul frumos. Fie carte, fie pictură, fie muzică, fie înregistrare, fie fiecare cum simte. Eu știu prin ce am trecut și tot ce e adevărat din mine, tot ce simt și tot ce mă bucură și mă mai puțin bucură, înregistrez în jurnal. Bun. Nimeni nu știe a fericirii zi. Drumul fericirii sau cum e să fii, nimeni nu știe. Și când citești, vezi o carte, cum e să fii fericit, e clar că omul ăla numai fericit n-a fost. Experiența fiecăruia și fericirea, după părerea mea, nu e ceva unde, un loc unde ajungi sau e un drum. Și când ajungi undeva, trebuie să treci mai departe. Niciodată nu te oprește, totul se transformă, se schimbă și tu la fel și tot ce ți se întâmplă. Și fiecare om care a ajuns, nu știu, în ce vârfuri, acum încep să înțeleg. Mi se părea, wow, extraordinar, ia uite ăla cum e, da uite aia cum, da uite cum au ajuns, da ce au făcut, wow, mamă, da ce talentați, ce deștepți, ce bănoșeți. Cei mai nefericiți trecuți în fericiți. Numai așa apreciez și înțelege valoarea stării tale, a energiilor, a vieții tale, trecând de la ceva la altceva. Și orice om care te ghidează în viață și te învață și te uiți, mamă, unde e? El a trecut și mai prin viață și mai anevoios decât tine. Mă uitam acum la treziții spirituale, așa le zic, că n-am cum. Ne zic, zic și mie, sper că să fac eu parte din gașca trezită, da. Foarte frumos. Ei s-au trezit, să zicem, da? Unii s-au trezit de mult și îți dai seama prin energiile, încă nu erau, nu eram atât de divin și atât de mult ajutați. Și numai ei știu, dragii de ei, cum au trecut prin energie, au plonjat și au ajuns la niște adevăruri, ca acum, când m-am reîncarnat cu câțiva ani în urmă, să dau de niște înregistrări, de niște cărți, de niște jurnale a cuiva și să le ung pe pâine, să le mănânc. Flămândă ce eram. Să știu ce mi se întâmplă, prin ce trec. Asta vreau să zic. Nimeni nu știe drumul, ci, cum zice, drumul succesului, drumul fericirii, drumul nu știu ce.
Fiecare are drumușorul lui, are vibrațiile lui. Unul poate să nu facă nimic și să vină așa totul, pentru că în alte vieți am muncit ca un catâr, am muncit ca un nebun, frumos. Și altul n-a făcut nimic în alte vieți sau nu mai s-a reîncarnat, e prima viața lui și atunci are de lucru și să nu te minunezi și fiecare avem drumușorul nostru. Și e foarte frumos. E de așa, foarte frumos.